Salutare, oameni buni! Pentru astăzi e duminică, un bilet la Paris. Biletul de ieri am pierdut la Juventus cu Roma, am jucat 3+, iar meciul s-a terminat de 2-0. Au avut ocazii destul de mari și cei de la Roma pe final. A fost un pic alipsit să iasă și bilet. Pentru astăzi avem așa, din România FCSB cu Academica Clinceni, FCSB pe primul loc, cu victorii foarte multe în sezonul ăsta, una dintre poate cea mai bună echipă din ultimii 5-10 ani a celor de la FCSB. Vedem că Clinceni și ea stă pe un loc bun, undeva pe locul 5-6, acolo se luptă la play-off, poate nesperat. În ultimele meciuri au jucat destul de slab, a avut egalul cu Gazmetan și înfrângere 0-3 cu UTA. Eu zic că FCSB bate aici, nu are nicio problemă, chiar dacă a plecat Denis Mann. Unul solist la cotă de 1-43, apoi din Anglia, Liverpool cu Manchester City, derbiul din Premier League. Manchester City a avut evoluții extrem de puternice în ultimul în sezonul ăsta, a avut doar victorii în ultimele 9 meciuri de campionat. Iar dacă vedem, cei de la Liverpool au absențele alea în apărare cu Van Dijk, cu Joe Gomez, iar la mijloc lipsește și Keita și Diogo Jota din atac. Echipa pare că suferă clar și Fabinho și Mane au fost accentați și sunt sinceri. E clar, Liverpool este într-un fel de cădere, a pierdut cu Burnley și apoi a pierdut și cu Brighton. Deci două înfrângeri acasă suferite de Liverpool, pe din coada clasamentului. Între aceste două înfrângeri au fost victoriile cu Tottenham 3-1 și cu West Ham tot 3-1. Manchester City, în schimb, este o formă extraordinară, 14 victorii, 5 egaluri pe prima poziție și cu un meci mai puțin față de Liverpool, cu două meciuri mai puține față de United. Are un joc foarte bun, mai ales defensiv, a primit doar 13 goluri, cea mai bună apărare. Incredibil cum a putut să își solidifice cei de la Manchester City apărarea. Iar Liverpool are 4 victorii doar, 3 egaluri și 3 înfrângeri. Să joc X2 la o cotă de 1.33. Iar apoi mai avem Sheffield United cu Chelsea. Sheffield United undeva la retrogradare, penultima clasată. A avut, e adevărat, niște victorii acum, a avut victoria aia cu United, a mai avut victorie cu Fulham. Dar Chelsea, odată cu venirea lui Tuchel, clar va fi mult mai organizată. Chelsea o văd bine după ce cu Wolves a avut foarte multe ocazii, a fost 0-0, apoi cu Burnley 2-0. Deci cu Tuchel nu au primit gol, Chelsea eu zic că marchează aici. Chelsea marchează la cote de 1-11. Din aceste 3 cote facem o cotă de 2-11. Asta e biletul meu pentru azi. Mersi de atenție, asta la Paris.